Salutare, prieteni! Astăzi vom vorbi despre una dintre marile personalități care au marcat în mod decisiv istoria Clujului și nu doar a Clujului, ci chiar istoria României. Este vorba de doamna Doina Cornea, cea care a fost simbolul rezistenței anticomuniste de la Cluj. În platoul emisiunii noastre se află fiul doamnei Cornea, este vorba de domnul Leontin Iuhas, care are merite personale mai mult decât această filiație foarte prestigioasă, s-a opus și domnia sa din răsputării comunismului, și domnul avocat Eugen Miordăchescu. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, vă mulțumim de Eu vă invitație. Mulțumesc foarte mult că v-ați gândit la mama în această perioadă în care tot mai puțină lume se gândește la ea și profit să-mi aduc aminte și de vremurile frumoase din perioada în care dumneavoastră erați la România Liberă și de atunci deja încă ne susțineați. Deci erau... Cu mare drag, eu pot să spun că doamna Cornea mi-a influențat mie personal în mod decisiv cariera, pentru că eu în calitate de tânăr jurnalist am avut privilegiul să fiu primit de doamna Cornea, care mi-a acordat mai multe declarații de presă, interviuri și ea a rămas un model pentru foarte mulți dintre colegii mei de breaslă și pot să spun că a fost un moment foarte, foarte emoționant, unul dintre cele mai emoționante momente din viață, când am avut de data asta tristul privilegiu să aduc la catafalcul doamnei Cornea coroana trimisă de majestatea sa. Știu. A fost un moment pe care nu aș fi vrut să-l trăiesc, pentru că uneori ne obișnuim foarte greu cu pierderea unor simboluri, însă de data asta nu vorbim despre trecut, ci despre viitor. Sunteți pe punctul să înființați o fundație care să-i ducă memoria mai departe, o fundație care să onoreze ceea ce a făcut Doina Cornea la Cluj. Da, sunt poate nu chiar pe punctul, pe punctele de a face fundația, pentru că mi-am dat seama că este destul de greu. Mă lupt cu strânsul sumei minime, care deci legislația României, și nu contest acest lucru, pentru că au fost făcute o mulțime de fundații, cred, care erau făcute doar pentru a aduce mașini fără taxe vamale și atunci s-a stabilit o sumă de 210.000 de lei. Este minimul necesar pentru a putea înființa o fundație și sunt în căutare de bani. Deci am încercat să, sigur și prin aportul membrilor pe care i-am invitat, am încercat să, ca membrii fondatori ai acestei fundații să reprezinte într-un fel o oglindă a societății românești, inclusiv instituții, persoane publice, persoane care au fost dragi mamei mele și au îndrăgit-o pe mamă. Am primit răspunsuri pozitive de la unii dintre ei. Din fericire, răspunsurile pozitive au venit de la acele persoane care erau și mamei mele dragi și cu siguranță se bucură de acolo de unde este, de aceste răspunsuri. Mai puțin pozitive sau chiar deloc, adică fără răspuns au rămas aproape toate instituțiile statului român, dar asta este. Eu sper în continuare că voi reuși să fac această fundație. Deci mă bat pentru asta și sunt sigur că o voi face. Domnul avocat, cât de complicat este din punct de vedere juridic? Teoretic n-ar trebui să fie complicat, nu? Pentru că avem legea asociațiilor și fundațiilor, însă iată, poate că lipsește, nu știu, spiritul civic al unor șefi de instituții, nu? Din punct de vedere strict juridic, lucrurile sunt extrem de simple și legea poate să fie aplicată și se poate constitui o fundație. Singura problemă serioasă o reprezintă resursele financiare, condiția impusă de lege fiind una prohibitivă pentru a inhiba tentativele acestea de a folosi această instituție nobilă, altfel gândită în scopuri extrem de pozitive, de a prohibi evident intențiile care nu sunt cele mai bune, așa cum le-a precizat Leontin.
Și în condițiile acestea, noi depunem eforturi ca să strângem această sumă. Cred că pe o mobilizare mai consistentă și pe un suport mai dinamic din partea noastră, a prietenilor lui Tintin, noi spunem Tintin, așa vom reuși. Cred undeva în primul trimestru al anului viitor să finalizăm strângerea de fonduri. Nu știu dacă mai este atât de greu, dar sunt extrem de optimist ca să finalizăm strângerea de fonduri din punct de vedere al întocmirii documentației, actelor juridice care trebuie să fie. Lucrurile sunt destul de simple, deci nu generează dificultăți suplimentare. Problema pe care o are Tintin este de a cinsti memoria mamei sale într-o manieră extrem de constructivă pentru oamenii acestei țări, care trebuie să înțeleagă care a fost reala istoria a țării în care noi trăim și în care ea a trăit, și modul în care s-au petrecut lucrurile. Până la urmă, fundația aceasta, și așa cred că a gândit-o prietenul, colegul meu de liceu, Iuhas Leontin, este de a pune în valoare adevărul. Adevărul istoric și locul unde se situează Doina Cornea în conceptul acesta de adevăr istoric. Eu, dați-mi voi să vă contrazic, cred că nu este doar problema domnului Iuhas, este problema noastră tuturor să cinstim așa cum trebuie memoria doamnei Cornea, toți cei care astăzi ne bucurăm de libertate, pentru că dacă astăzi România este o țară liberă, este foarte mare măsură meritul ei. Cred că aveți dreptate și rectific eroarea pe care am... Dacă tot suntem la întrerupe, întrerup și eu... Pentru că dumneavoastră n-ați spus-o, pentru că probabil nu știați, Eugen, așa îi spun, chiar fost coleg și prieten, bun prieten de-al meu, din primul moment în care i-am spus, s-a arătat foarte entuziasmat și s-a alăturat acestui proiect. De fapt, el a devenit și primul partener, în afară faptului că este membru al fundației, al viitoarei fundații, este și partenerul oficial al fundației, este firma lui, casa lui de avocatură, mă sprijină întru totul pe partea juridică și nu numai. Mă bucur. Acest proiect de constituire a unei fundații este un proiect deschis și adică dacă mă gândesc că la episoadele în care părinții mei, de exemplu, și rudele mele ascultau Europa Liberă, erau oameni care stăteau pentru a auzi vocea Doinei Cornea, vocea regelui Mihai, vocea lui Ion Rațiu și așa mai departe. Poate sunt dintre cei care au trăit acele seri sumbre din toamna lui 1989, oameni care ar dori să se alăture acestui proiect. Pot să o facă? Sunt mai multe feluri de a te alătura proiectului. Deocamdată am făcut un număr de invitații pentru a primi membrii fondatori pe care le-am trimis. Lista este, bineînțeles, deschisă, dar nici nu poate fi mărită într-un mod cu totul și cu totul haotic, pentru că nu o să se mai poată înregistra juridic dacă o să fie unul din Los Angeles, unul din Buhuș, unul din Cluj. Până când se mătuți cu cartea seama de identitate. Da, dar există posibilitatea cei care într-adevăr doresc să sprijine prin donații către pentru înființarea fundației. Sunt tot donații de... în vederea constituirii capitalului social. Eu am deschis fundație. Un cont colector unde deja am și primit unele donații și le mulțumesc celor care au făcut-o. O să le afișăm și pe site-ul Via Cluj TV și de asemenea și eu îi îndemn pe cei care doresc să onoreze memoria acestei eroine a României să facă acest lucru, pentru că reprezintă un gest deosebit de nobil. Care vor fi scopurile acestei fundații? Deci scopurile sunt mai multe pe termen scurt, pe termen mediu și lung, cu termen permanent. Deci principalul scop este păstrarea vie a memoriei mamei mele și
propagarea ideilor pe care ea le-a spus și le-a... Deci, în ultimul timp, trebuie să constat că memoria a fost, într-un fel, tot mai mult estompată și este... merge spre uitare. Sigur, să sperăm că nu se va întâmpla așa. Sigur, speranța, știți cum e, moare ultima, dar n-aș vrea să rămânem doar cu speranța și de aceea și fac această fundație care, prin evenimentele pe care le va organiza, va aduce din nou în atenția publicului memoria mamei mele. Concret, ce anume se va întâmpla? Asta încercam să vă spun. Deci, acum, ca proiecte, să zicem, pe termen scurt, am și început să fac, de exemplu, publicarea operelor, scrierilor care au rămas nepublicate sau republicarea celor care au fost deja publicate. Așa am publicat în anul acesta poeziile ei, deci este un lucru inedit pentru că foarte puțină lume știa că mama a scris poezii. Am strâns tot ce am găsit din poeziile ei și le-am publicat într-un volum la Școala Ardeleană. Asta am putut o face pe cont propriu, nu necesita fonduri. Acum lucrez la publicarea, încerc să pregătesc pentru publicare ce a rămas nepublicat din memorii, din jurnalul ei, ceea ce iarăși pot să o fac fără fundație, ceea ce... Și acum încep, să zicem, proiectele care necesită, de ce fundație? Nu atât, să zicem, cadrul organizatorii, cât fondurile și strângerea de fonduri. Ceea ce mie, ca persoană fizică, va fi foarte greu să strâng fonduri pentru un proiect, pe când în cadrul unei fundații este mult mai simplu, sper. Trebuie să mărturisesc că proiectele domnului Iuhas Leontin sunt extrem de serioase. Evident că tind spre păstrarea vie a memoriei Doinei Cornea ca o personalitate a istoriei contemporane. Istoria trebuie să fie prezentă în aceste proiecte. Pentru viitoarea fundație, un loc aparte îl găsește Casa Memorială. Casa Memorială, acolo, deci, pe strada Alba Iulia. Exact. Aici va fi un rol extrem de important al fundației, pentru că va fi entitatea care va putea gestiona această casă memorială. De aceea se dorește constituirea acestei fundații care să aibă și resursele financiare necesare pentru a dezvolta acest proiect și a-i da viață proiectului respectiv. Nu întâmplător s-a apelat la această formulă juridică, constituirea fundației, tocmai pentru ca memoria Doinei Cornea să se regăsească între această casă memorială. Unde a trăit, unde a crescut, unde a trăit Doina Cornea, unde a crescut familia Doinei Cornea cu copiii ei, cu nepoții și așa mai departe. Și mai este ceva, poate n-a spus-o Tintin. Fundația probabil că va încerca să valorifice și celelalte lucrări ale Doinei Cornea. Nu știu dacă va mărturisi Tintin, Doina Cornea a pictat. Are lucrări importante și vom încerca să le valorizăm. Putem gândi o formulă prin intermediul fundației sau vom încerca să primim un sprijin de la prietenii noștri de la Artmark București, pentru ca aceste lucrări de artă, pictură, ale Doinei Cornea să fie bine valorificate și să rămână până la urmă în memoria prezentă a colectivității societății românești. Pentru că nouă ni se pare foarte important să fie cunoscută Doina Cornea din toate unghiurile. Da, aici aș interveni eu pentru că acesta era, să zicem, în ordine, în secvența atâta timpului, să zicem, cât și a importanței. Pasul numărul 2, într-adevăr, este vorba de valorificarea
Valorificare, nu mă refer la valorificare materială a picturilor mamei mele. Pentru asta doresc să fac o expoziție și un album. Ce am putut până acum, iarăși am făcut, deci tot pe, cu ajutorul prietenilor, am făcut fotografii, de fapt, prin bunăvoința fotografului Muzeului de Artă din Cluj, domnul Istvan Felechi, care mi-a făcut fotografiile la nivel de album, deci la calitatea de a fi incluse într-un album, la toate picturile și desenele mamei mele. Acum sunt în curs de a face o expertiză a lor. Probabil că, deci expertul mi-a zis că există deci el, în momentul în care a văzut lucrurile, a zis că cu siguranță va face în cadrul expertizei, va face către Ministerul Culturii o solicitare să fie introduse în patrimoniul național. După care doresc să fac o expoziție itinerantă. Ceea ce doresc este să o fac la Cluj, la București, după aceea la Bruxelles și la Paris. Și la Brașov, nu? Și la Brașov, dacă va dori Brașovul. Și Timișoara, pentru că așa? Atunci când muncitorii de la Brașov s-au revoltat în 1987, Doina Cornea și cu dumneavoastră ați fost printre puțiale voci care s-au ridicat în apărarea lor. Da? La fel și când a izbucnit revoluția la Timișoara, să nu uităm aceste lucruri. Nu uit, dar vreau să, am zis că nu spun, dar vreau să spun că încă mai aștept răspunsul primăriei din Brașov și din Timișoara la invitația mea de a face parte din această asociație. Da, bine, o primărie nu se confundă cu comunitatea și sunt convins că în comunitate sunt foarte mulți oameni care... Sunt convins. Nu știu, deci deocamdată ceea ce vreau să fac, să pornesc, deci... Pentru asta, de aceea spun că trebuie fonduri, deci trebuie toate lucrările înrămate sau neînrămate. Multe sunt înrămate, dar ramele sunt vechi, nu sunt la fel într-o expoziție, trebuie să ai totuși o armonie, o unitate între lucrările care le expui. Am și chemat, a fost un pictor și un sculptor clujeni de la Institutul de Arte Plastice să le vadă și... mi-au dat și ei anumite sugestii și alegem împreună cele care să participe la expoziție, cele care să fie incluse sau nu în album și așa mai departe. Deci, proiectul acesta este să fac și probabil în mai 2021 voi face la Cluj. Am lăsat termenul pentru că am văzut că și banii se strâng greu și deci inițial voiam să fac în 2020. M-am lăsat convins să o facem în 2021 și pentru că așa voi putea din timp să rezerv ca să fie o succesiune cele patru locuri în care, sau cinci, dacă ziceți că și Brașovul. Da. Sigur, nu știu, e foarte complicat. Din punctul meu de vedere, dacă vor fi solicitări sau dorințe și din alte părți, sigur că pot să o duc și odată demarat proiectul, pot să o duc și în alte părți. Știți, eu mă gândesc că de foarte multe ori cum ar fi arătat o țară în care regele Mihai să fi fost pe tron, Ion Rațiu prim-ministru, Corneliu Coposu președintele Camerei Deputaților și Doina Cornea președintele Senatului. Poate ar fi arătat cu totul și cu totul e altfel. Mult prea mare utopia, pentru că sunt sigur că mama nu ar fi acceptat niciodată să fie președintele Senatului, așa cum în momentul... Depinde cine o ruga, pentru că dacă ruga majestatea sa, poate accepta. Nu cred că ar fi rugat-o majestatea. În momentul în care domnul Coposu a rugat-o să candideze în 90 la președinția României din partea PNţ-ului, l-a refuzat și... Bine, doamna Cornea era monarhist, așa cum sunt și eu. Nu cred că ar fi acceptat o magistratură republicană de nivelul ăsta. Nu din cauza asta, nu. Deci ea știa totuși în ce vremuri, știa că din moment ce regele nu a fost adus imediat pe tron înapoi, cum era firesc și cum altfel, dacă gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat, cum ar fi fost România astăzi, dacă eram după un șir de 30 de ani de monarhie constituțională. Da, nici nu ne putem... imagina să fim în rând dacă am fi suficient de deștepți încât anul ăsta să restaurăm monarhia și să ne gândim că în următorii 30 de ani aveam cu totul și cu totul alte șanse.
Bun. Și ca să revenim la proiecte, deci acesta este al doilea proiect și bineînțeles Casa Memorială, unde din fericire aici trebuie să aduc mulțumiri primăriei Cluj, care s-a arătat interesată, sigur trebuie făcuți niște pași, niște demersuri, deci ea se va implica în proiectul de casă memorială. Deci ea va fi, pentru că casa deocamdată are mulți moștenitori, nu se poate face o un transfer de drept de proprietate. Sau, deci da. Cineva va trebui să găsim fonduri prin fundație, mă gândeam eu inițial, dar este foarte greu să răscumpărăm casa, sau ceea ce a propus domnul primar Emil Boc, este ca primăria să cumpere casa și să o, ori în colaborare cu fundația, ori să o dea fundației spre gestiune pentru a face casa memorială. Sigur, este doar la nivel de proiect, trebuie făcuți câțiva pași administrativi și să vedem ce se întâmplă. Și sigur, trebuie făcut un contract ca să că primăriile se schimbă, primarii, să nu mă trezesc peste 5 ani, 10 ani, vreun primar va zice, domnule, eu vreau să fac cantină pentru săraci în casa asta. Deci, într-un fel să pune... E nobil să fie cantină pentru săraci, dar în altă da. Parte. Da. Sigur că da. Da. Am încercat doar două secunde. Am încercat Tintin să vă explice proiectele. E, aceste proiecte pe care le-a gândit și le dorește a fi realizate, practic nu pot să fie realizate fără existența fundației. Bineînțeles. Iată importanța fundației și iată importanța demersurilor care se fac pentru constituirea fundației. Și fundația poate să asigure continuitatea unei idei, unui proiect, dincolo de viața umană. Evident. Pentru că toți suntem trecători pe acest pământ. Din nefericire, din nefericire. Sau din fericire. Că... Până la urmă, da. Da. Până la urmă, da. Dumnezeu e înțelept, a rânduit da. El lucrurile foarte bine. Mai mult ca sigur, din nefericire am spus, timpul nu este cel mai bun prieten al nostru. Deci, întotdeauna alergăm contra timp și suntem sub presiunea timpului. Și în aceste condiții, nici pe noi vârsta nu ne iartă. Ce spuneați dumneavoastră este perfect valabil. Timpul nefiind foarte, foarte îngăduitor, va trebui să facem niște eforturi extrem de serioase și raționale în același timp ca să ducem la bun sfârșit aceste proiecte. Tocmai în ideea de a păstra vie memoria Doinei Cornea, mare personalitate istorică a lumii clujene și nu numai a țării și evident în această modalitate până la urmă trebuie să fim de folos țării noastre. Că de fapt asta este rațiunea. Eu aș vrea să încheiem această emisiune cu o evocare și aș vrea să fac apel la memoria subiectivă a dumneavoastră să îmi spuneți care credeți că sunt cele mai importante 5 lucruri pe care Doina Cornea le-a lăsat moștenire clujenilor, românilor. Păi cel mai important lucru pe care l-a spus într-un interviu dat doamnei Eliana Goța la televiziunea română, dacă am reușit să conving 5 oameni de ideile mele, sunt mulțumită. Deci dacă a reușit să convingă 5 oameni de ceea ce voia ea să spună și să facă și să-i urmeze exemplu, atunci a spus că este mulțumită. Eu cred că poate a convins mai mult de 5 trebuie oameni. Trebuie să mai plato. Da, deci mai lipsesc 2. Mai sunt acolo colegii din regie. Da. Bun. A lăsat multe lucruri scrise, deci printre ele, deci dacă lumea se va apleca asupra scrisorilor pe care le-a scris ea în timpul lui Ceaușescu, unele dintre ele o să vadă că sunt actuale în ziua de astăzi. Deci, dincolo de proba de curaj neapomenită. Nu, dincolo de proba. Deci pur și simplu în sine acele scrisori, multe dintre ele sunt valabile, perfect valabile și în ziua de astăzi. Apeluri adresate intelectualilor, țăranilor, o propunere de
reformă care, dacă iei doar scheletul și să zicem ideile principale, este perfect valabilă și astăzi și nu toate punctele au fost îndeplinite. După aceea, e evident și partea literară, poeziile, partea artistică, picturile pe care lumea încă nu le cunoaște. De aceea și vreau să le fac cunoscute unui public cât mai larg. Și a lăsat niște nepoți. Eu cred că din perspectiva omului de rând, a cetățeanului obișnuit al acestei țări, Doina Cornea a lăsat o moștenire formidabilă, dragostea pentru libertate. Deci acest lucru l-a transmis acestor oameni. Faptul că ea a luptat împreună cu fiul ei, înainte de 89, pentru această idee de libertate, eu cred că pentru acest lucru noi trebuie să-i mulțumim doamnei Cornea și poate asta este moștenirea ei. Da, dar fără libertate nu putem face nimic. Da, dar libertatea, este vorba de libertatea interioară care, evident, care îți evident, dă acea libertate exterioară, evident, pe care evident, nu poți obține altfel. Evident, deci asta era. Evident, evident. Și eu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră și vreau să vă spun că pentru mine Doina Cornea n-a fost o profesoară de franceză, a fost o profesoară de democrație pentru români. Și cred că e foarte, foarte important să duceți acest proiect al Fundației la bun sfârșit. Vă țin pumnii să reușiți. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare la această emisiune. Și vă invit să reveniți să urmărim evoluția proiectului. Prieteni, vă mulțumesc și vouă. Puteți să contribuiți la realizarea acestui proiect. Veți afla detalii pe site-ul nostru. Ne vedem pe net.